17 ani, 22, cum a avut câștigătorul sezonului 6, acesta nu era pregătit. El, Cosmin, a venit doar pentru premiul care l-a câștigat. Chiar sunt curioasă cât va dura așa zisa lui căsnicie, pentru că el încă nu realizează în ce s-a băgat, încă nu realizează. El e încă un copilaș. A ascultat de mama lui, ea i-a dictat tot, fa asta, fa asta, el a făcut. O să câștige, a câștigat. Dar nu că e pregătit pentru familie, nu e. Rămâne de văzut. Poate mă înșel eu. Bună tuturor! Știu că am fost cam absenți din online, eu și Cosmin, însă acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că, din păcate, am ales să mergem pe drumuri separate. Este extrem de greu să-mi găsesc cuvintele pentru acest anunț. Știu că există foarte mulți oameni care ne iubesc și au crezut în relația noastră. Îmi pare nespus de rău să vă anunț tristul adevăr. Nu mă interesează de restul care se vor bucura sau cât de mult și rău se va discuta pe acest subiect. Vreau doar să înțelegeți că nu doresc să dezbat subiectul, nu voi răspunde la mesaje sau comentarii, va urma o perioadă dificilă pentru amândoi. De asemenea, vreau să fie clar un singur lucru pentru toată lumea. Cosmin este un om minunat, cum greu găsește în zilele noastre. Nu mi-a greșit cu absolut nimic, însă din păcate, cât am trăit izolați în emisiune, a fost ca într-o bulă, iar când bula s-a spart, la scurt timp, am realizat că nu e suficient doar iubirea lui intensă, ci că e nevoie să iubesc și eu la fel de mult ca să putem funcționa și ca el să fie fericit alături de mine. Nu mă simt capabilă să continui, nu dorim să tragem de o căsnicie de dragul acelui premiu. Banii sunt un blestem atunci când nu vin pe merit sau prin muncă. De aceea nu dorim să jucăm un rol doar pentru a intra în posesia banilor câștigați din emisiune. Nu dorim să ne mințim pe noi și pe și sufletele noastre și nici pe voi, cei care ne-ați privit, susținut, iubit. E un moment greu pentru toată lumea și sperăm să fim înțeleși că nu suntem în stare să discutăm pe acest subiect. Mie una îmi pare extrem de rău, dar nu pot continua o căsnicie în care nu sunt capabile să ofer iubirea enormă pe care o primesc. Cosmin este și va rămâne omul meu bun. Bună seara tuturor! Mă simt dator să vă anunț că este adevărat ceea ce a scris Miruna cu mențiunea că între noi a intervenit un motiv de divorț extraordinar de important, peste care eu nu pot trece. Îmi pare rău că nu vă pot răspunde la mesaje, dar veți afla mai multe în următoarele zile, pentru că eu momentan nu sunt într-o stare tocmai bună și sper că mă înțelegeți. Mulțumesc!